Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. Consiliul Județean Sălaj s-a reunit marți 29 martie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi au fost 11 proiecte de hotărâre care vizează diverse sfere de competență ale Consiliului Județean. Cele 11 proiecte de hotărâre se referă la aspecte privind dezvoltarea economico-socială a județului, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean, gestionarea patrimoniului județului, precum și asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean, ori gestionarea serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean. În ceea ce privește dezvoltarea economică și socială a județului, au fost supuse votului 3 proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea vizează aprobarea rectificării bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice coordonate Consiliului Județean și se referă, pe de o parte, la majorarea prevederilor bugetare în ceea ce privește veniturile, dar și la efectuarea rectificării bugetelor unor capitole de cheltuieli și alocarea sumelor necesare finanțării acestora. Un exemplu ar fi finanțarea unor lucrări și dotări cu aparatură medicală pentru diverse secții ale Spitalului Județean de Urgență Zalău. La nivelul Consiliului Județean Sălaj există documentații tehnice și proiecte care vizează dotarea ambulatorului de specialitate și Spitalului Județean de Urgență cu echipamente și aparatură medicală performantă, pentru care urmează a se identifica surse de finanțare sustenabile. Două componente dezechilibrează foarte tare sistemul. Primul, abdatarea resurselor umane și creșterea gradului de tehnologie. Ele, în decurs de 2 ani sau 3 ani, dacă nu se fac reglaje imediate, duc spre tot felul de anomalii în sistem. Noi tot dorim ca piramida să aibă baza jos, medicul de familie, medicul specialist și spitalul gând. Din păcate, la această dată, este piramida în plasă. Alte proiecte de hotărâre se referă la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean. Modificări aduse organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Zalău și Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. Alte două proiecte de hotărâre privind gestionarea patrimoniului județului și a serviciilor publice din subordine, unul dintre acestea referindu-se la retragerea dreptului de administrare conferit Comunei Gârbou pentru tronsonul de drum județean 108S, drumul național 1C, Rus, Zalha, Bezded, Cernuc, drumul județean 108B, iar celălalt privind aprobarea regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului. Alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței se referă la validarea mandatului unui consilier județean, Ioan Viorel Iepure, în prezent membru PNL Sălaj, ales cu unanimitate de voturi, ca urmare a încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Lup Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sălaj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Vă rog să semne două exemplare și până în acest moment puteți vota celelalte. Cine